Dacă tot facem investiții în municipiu, ar fi bine să le și protejăm, consideră consilierii locali. Străzile proaspăt reabilitate, în special bulevardul, sunt tranzitate zilnic de mașini de mare tonaj. Atrage atenția consilierul local PMP Adrian Popan. Durata de viață a străzilor reabilitate din municipiu va scădea considerabil dacă acestea sunt tranzitate zilnic de mașini de mare tonaj, e de părere consilierul local Adrian Popan. Acesta propune, printre altele, și mutarea biroului Vamal în afara orașului, eventual în incinta fostei uzine electrice. Vorbim de investiții și asta este bine, facem investiții, dar din păcate facem foarte puțin sau aproape deloc pentru protejarea acestor investiții. Și ce vreau să spun, mă gândesc la bulevard. În ședința pe care am convocat-o cu comandamentul de situație de urgență, am rugat domnul președinte al Consiliului Județean să încercăm să găsim soluții să privim traficul greu. Urmează vara viitoare, când și o consecință a faptului că noi nu avem încă o centură, traficul greu va merge de la autogară spre gară și bulevardul nostru, investiția noastră, poate să supere. Un alt lucru, în oraș, traficul greu îl găsim concentrat în vama. Vama e un punct sensibil pe bulevard. Mă gândeam dacă n-am putea să transferăm vama asta la uzina electrică, unde noi avem acolo un spațiu pe care nu-l utilizăm, și să facem o legătură cu centura pe care o avem acolo. Și astfel, tot traficul greu, ce traficul greu vine spre vama, vine pe centura, bucata asta e centura pe care avem noi, cei ce vin din vest, și intră la vama și își fac treaba. E doar o propunere pe care aș vrea să o luați în calcul pentru viitor. Conducerea primăriei Zalău spune că a luat deja în calcul găsirea unei soluții pentru scoaterea traficului greu, pe cât posibil, din oraș. Acum nu vreau să spun că ne-am gândit și la aspectul ăsta, că chiar ne-am gândit. Noi avem o locație în Valea Miții. Fosta, nu, acolo. Să o scoatem în centură, vama. Unde a fost școala veche. Avem acolo suprafață de teren aproximativ 38 de ari, unde ne-am propus noi, printre alte proiecte, ne-am gândit și la aspectul ăsta. Acum, dacă vreți, face și spațiu pentru mașinile pe care vreau să le ridicăm din domeniul public și acolo se găsește. Avem un spațiu pe care nu utilizăm și știm bine că ați provocat discuția asta, ce facem cu uzina electrică, cu spațiul de acolo. Asta era una dintre propuneri. Nu mă gândeam la școală, mă gândeam la uzina electrică, dar mă rog. Așa scoatem numai de tot din oraș sau îl scoatem, dacă se realizează într-un final centura autostrada, în vecinătate zona, spațiul respectiv și nu se mai intră în oraș.